Competiția presupune construirea unor roboți din componente și materiale pe care le au la îndemână. Cu ajutorul inteligenței artificiale, aceștia sunt programați să gândească și să execute acțiuni fără ca tinerii să-i ghideze. Unii sunt făcuți pentru a juca fotbal, alții pentru a parcurge un circuit urmând marcajul de pe acesta, iar alții care participă la cele mai spectaculoase probe sunt făcuți pentru a se lupta între ei și a-și scoate adversarul din ring. Echipa Flexi, în care fac parte și doi tineri studenți George Venn, a reușit performanța de a se clasa pe locul întâi la categoria Mega Sumo, unde Flex a reușit să-și doboare adversarul doar după câteva secunde de aur de luptă. Flex este un robot autonom ce gândește și face calcule singur. Își stabilește traiectoria în funcție de locul unde își detectează adversarul, iar la categoria Mini Sumo, echipa Flex a reușit încă o performanță. Ținând cont că este o etapă națională și ne-am luptat cu universități din Cluj, Timișoara, Iași, universități destul de puternice în acest domeniu de electronică și telecomunicații. Deci echipa Flex a avut patru roboți. Unul a participat la secțiunea Mini Sumo, deci este o categorie mai mică a celor de la Sumo. De fapt, Sumo are patru categorii: Nano Sumo, Micro Sumo, Mini Sumo și Sumo, Mega Sumo. La Mini Sumo am luat premiul special. Acest premiu special constă în faptul că la lupta specială în care toți roboții sunt pe ring și unul trebuie să rămână, am luat premiu special prin faptul că robotul nostru Miniflex a doborât toți roboții din ring. Ținând cont că acești roboți sunt 100% autonomi și lumea trebuie să înțeleagă că acești roboți nu sunt recomandați, nu sunt comandați de nimeni, ci prin senzorii pe care îi au, analizează spectrul de lumină, analizează mediul înconjurător, depistează adversarul și trebuie să-l împingă afară din ring. Aceste lucruri le face prin calcule și în mod autonom. Deci, cea mai dificilă probă este Robo Football, pentru că acolo robotul trebuie să culeagă mingile de pe teren și trebuie să le introducă într-o poartă. Fiecărui robot îi se atribuie o jumătate de teren prin tragere la sorți, culoare albă sau neagră. Robotul face foarte multe calcule. El analizează spectrul de lumină, trebuie să depisteze poarta, trebuie să știe pe ce teren se află, trebuie să recunoască mingile și când este în fața porții, trebuie toate mingile culese să le introducă în poartă. Este cea mai dificilă probă la care noi am luat locul 2. Aș vrea să vă întreb câtă muncă există în spatele unor astfel de roboți. Deci Flex a fost conceput acum 2 ani. După un an de teste, l-am scos, să spun așa, într-o formă finală. Am participat cu el la etapa națională pe Universitatea București și am luat locul 2 și apoi la Viena, unde am luat locul 9 și acolo am învățat sau am văzut unde am greșit. L-am perfecționat și am ajuns la faza la care este astăzi și ne-a clasat pe locul 1 la Mega Sumo. Coordonați o echipă de tineri deștepți, pasionați. Ce ne puteți spune despre ei, mai ales prin faptul că sunt și doi George Venn în această echipă, un lucru cu care noi, ceilalți, trebuie să recunoaștem, ne mândrim. E un concurs de robotică, totuși. Da, face parte din lupta mea de a promova acest oraș și valorile lui. Dacă vă amintiți, când am lăsat televiziunea TV Giurgiu, am spus că primul scop este să promovăm valorile acestui oraș. Și asta am încercat să fac. Cei doi studenți giurgiuveni, în speță Bogdanel Istrate, care acum are master în electronici și telecomunicații și pe care eu îl apreciez foarte mult datorită pasiunii, în primul rând, pe care o are față de această știință, electronica, este cel care s-a ocupat cu partea de electronică a robotului, cu partea de comenzi a motoarelor și cu partea de senzori. Al doilea student este Diana Slăbescu, care este anul 4 la electronică și telecomunicații și care a participat la partea de conexiuni, partea de design, de carcase. Ceilalți studenți s-au ocupat de software și de implementarea programelor software în această platformă hardware. numită Flex. Ce ne puteți spune despre adversarii din concurs? Fiind o etapă națională, adversarii au fost destul de buni. Au venit adversari de la Cluj cu un robot numit Typhoon, un nume ales pe măsură, care atunci când depista adversarul era ca o rachetă. Typhoon a dezintegrat un alt robot, l-a dezmembrat prin violența atacului de care era capabil. Au mai fost roboți sau echipe care au luat premiul 1 în anii trecuți, Tescot. Este intitulat sugestiv Tescot, cu care am ajuns în finală și de care am avut puțină teamă, pentru că era echipat cu motoare mai puternice decât noi. Numai că strategia de luptă a robotului, strategia noastră de luptă a robotului a fost ceva mai bună. Resursele financiare au fost găsite, să zic așa, în mod privat. Vreau aici să punctez un ajutor esențial al domnului Nicolae Florian, căruia îi mulțumim din suflet pentru ajutorul dat. Grupul de firme Nova Force, care la fel a fost alături de noi financiar, și TV Giurgiu, care a fost alături de acest concurs, mediatizând în cele două zile acest fenomen, să-i spun așa. Ce ne puteți spune despre proba nanosumo? Proba nanosumo este o probă nou introdusă, ținând cont că suntem în mileniul 3 în care miniaturizarea începe să nu mai aibă limite. Ne-am gândit să creăm această secțiune prin care roboții să aibă câțiva centimetri cubi. Deci, efectiv, dacă se pune o albină pe lângă el, îl concură la greutate și la mărime. Este incredibil cum într-o cutiuță de chibrituri are loc un acumulator, motoare, senzori și... Mă scuzați, îmi sună telefonul. Da? Cine este? Flex? Păi sunt la un sincron. Nu mă întrerup. Se poate să vină și Flex la acest sincron? Sigur, ne-am simțit onorați și de prezența lui. Bine, 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 te acceptăm în sincron. El este eroul nostru, Flex, robotul care a eliminat pe toți la categoria Mega Sumo. Este un robot care cântărește fără câteva zeci de grame, 3 kg, un robot care are roți de o aderență specială, motoare de aproape 100 de W, acumulator de ultimă generație litiu-polimer, magneți cu neodinium care îi permite să stea lipit, să nu fie spulberat de pe ringul de luptă. Și în această cutiuță sunt o groază de circuite care acum nu se văd, senzori de lumină, senzori de distanță și tot ce trebuie ca să participe la această luptă. Lama din față este dintr-un oțel special, oțel care, după cum vedeți, a fost știrbit, iar aceasta este a doua lamă, pentru că prima lamă a fost efectiv ciobită. Repet, o lamă dintr-un oțel foarte dur, oțel special. Asta denotă forța la impact a acestor roboți. Ceilalți adversari se încadrau tot în aceeași categorie de greutate ca și Flex? Da, deci roboții merg la omologare înainte de concurs, prin care se cântăresc, se măsoară și se cercetează atent să nu aibă comenzi de la distanță sau să nu aibă alte elemente destructive care sunt interzise în acest concurs. Am vrea să ne faceți cunoștință și cu fratele mai mic al lui Flex, dacă pot să-i zic. Cu Miniflex. Așa, cu Miniflex, și să ne spuneți câteva cuvinte și despre el. Vedeți, Miniflex este o copie la scară micșorată a acestui robot Flex. În principiu are aceleași componente ca și Flex, cu excepția motoarelor și acumulatorului. Are un procesor la fel de capabil ca al lui Flex și la fel este dotat cu lamă de oțel, pentru că și acești roboți la dimensiunea asta au o forță destul de mare la impact. Roțile la fel sunt cu un silicon special pentru a-i acorda aderența de care are nevoie. magneți de neodinium care îi permit robotului să stea lipit de ring și să nu își piardă aderența prin ridicarea de pe suprafața ringului. Deci, în principiu sau în concluzie, este o copie la scară a lui Flex. În încheiere, aș vrea să vă mai întreb un lucru despre acești tineri care, așa cum vă spuneam mai devreme, cred că în afară de pasiune și banii investiți și cunoștințele acumulate în școală, care credeți că vor fi șansele ca ei să rămână ai noștri aici în România? Pentru că România are nevoie și de astfel de tineri. Șansele să rămână în țară sunt sub 10%. Am discutat cu conducerea facultății pentru a ne implica noi, cei mai în vârstă, să facem adrese către guvern și să fie băgați în seamă acești copii. Nu numai cei de la electronică, probabil și cei de la automatică, cei de la informatică, cei de la medicină au nevoie de bani pentru a face studii în viitoarea lor profesie. La acest fenomen, în afară de conducerea facultății și doamna Andronescu, nu ne-a vizitat nimeni. Este un fenomen de vârf al școlii de tehnică românească. Deci, de aici tragem o concluzie clară. Interesul aparatului de stat al României față de acest fenomen de învățământ, la urma urmei. Mai multe amănunte despre concursul Robo Challenge și cine sunt cei 5 tineri care au conceput roboții Flex aflați în emisiunea Suflet Tânăr, ce se va difuza marți seară de la ora 21 doar la TV Giurgiu.